Doamnă și domnule, seară bună! Ați văzut că încet, încet avem și noi coronavirusul nostru. Urât! Era de așteptat, nu e cazul să intrăm în panică, tot asta spune toată lumea și tot asta spun și eu, să nu confundăm panica cu responsabilitatea, sau cu preocuparea, sau cu îngrijorarea. Una e una și alta e alta. Am văzut acum la o televiziune că. La România TV, cred că. Domnule, o să vă arătăm că, de fapt, ăștia au ascuns cazurile sub preș, acum, după ce au închis școlile, le dau pe goarnă, le fac publice. Eu nu cred că este asta. Nu cred că este asta și chiar dacă ar fi o fărâmă de adevăr, o televiziune care, chiar dacă e privată, este în serviciu public nu are voie să vină acum să bubuie mici uh, conspirații de-astea de redacție sau, ca la CCR, de fumat o țigară în budă. Însă, altceva cred că e important. Eu cred că ar trebui să se gândească oamenii ăștia care stau în fruntea statului cum să trântească statul ăsta de pereți și să-l reformeze odată și odată. Pentru că statul ăsta se vede acum în criza asta a coronavirusului E față în față, pus, cu corupția, cu prostia, cu nonșalanța, cu uh, pur și simplu lipsa de selecție a omului politic. Adică, ați văzut, trebuiau să aibă o lege prin care părinții, atunci când se închid școlile, că e dezastru, că e altceva, uh, pot să stea acasă plătiți legea au făcut atât de proastă că au zis uh, să plătească firmele. Când e vorba de dezastru și de alte chestiuni de genul ăsta, uh, statul trebuie să-și amintească faptul că firmele cotizează din greu la bugetul statului și statul are obligația să protejeze atunci când firmele nu pot să facă asta, proprii cetățeni, printre care și angajații acelor firme. Și au trimis-o pe sediștii de data asta, au trimis-o înapoi în comisii. Să vedem când va fi votată. A fost făcută de un an de zile, din iulie 2019, de un an de zile aproape, și a fost făcută foarte prost. Bun. Asta în timp ce am văzut legi de la guvernul italian, care au suspendat plata ratelor, au făcut o mulțime de lucruri prin care lumea să fie totuși, să scape de grijile alea care nu contează. Că atunci când, Doamne ferește, dă coronavirusul ăsta în tine, nu te mai gândești dacă ai plătit ultima rată, oare te sună la de la bancă, oare te sună nu știu care. Nu. Tu trebuie să fii preocupat de starea ta de sănătate și atât. Statul italian știe să facă asta. Statul român s-a trezit acum pur și simplu în fața chitanței cu corupția, cu prostia și de tot ce v-am spus. Un stat funcționează prin proceduri. Țările dezvoltate au proceduri. Dacă se întâmplă situația X, trebuie să facem asta și asta și asta și asta. Dacă se întâmplă situația Y, de făcut sunt astea și astea și astea și astea. Noi nu avem asta. Noi avem un haloivăz. Acum se vede în 30 de ani de democrație de asta originală cum ne-am bătut joc de tot ce a însemnat oportunitate, provocare, resurse, atitudini, etc. În plină criză a coronavirusului ăstuia, da? Sistemul informatic de sănătate este picat. În plină criză, bă, bă, undeva cineva a luat niște milioane și zeci de milioane de euro când a făcut sistemul ăsta de sănătate. Să fie o ghiță de la PSD-aură? Oamenii ăștia au buletin, au CNP, au adresă. Măi băiete, ia vino tu în fața procurorilor și a judecătorilor și spune cum ai gândit tu sistemul ăsta informatic de sănătate de cade tot timpul. Și lângă el îl aduci pe ăla care au aprobat plățile. Bă, cum ai dat o grămadă de milioane de euro, zeci de milioane de euro, sute de milioane de euro, pe sisteme informatice care nu funcționează? Și acum bubuie în criză. Noi știm că mergem, nu-i așa să ne facem un buletin și omul ăla zice, dar mi-ați adus o grămadă de, de alea de tras Și tu îl întrebi. Dar păi astea ar trebui să le aveți pe clic. Că aveți, am dat peste miliardul de euro până acum, să avem și noi sistemul ăla integrat, prin care dacă mergi la o instituție, nu trebuie să mai duci tu dovadă că ești tu, că el are deja acolo, colaborează prin internet, cu alte instituții. A, vrei o, vrei o nu știu, o, un cefeu? Nicio problemă, ți l-am luat de acolo, că e un sistem integrat. Acum a căzut sistemul informatic, tăt. Parlamentul a trimis înapoi legea de care vă spuneam, dar astăzi, totuși, s-o gândi ei să voteze ceva. Și aici, deja, este derizoriul ăla de care povestea Caragiale. O adoptat, totuși, legea prin care ne putem însura și mărita prin muzee și parcuri și locuri în aer liber. Acum, bă, și dacă eu veni rândul, nu pui astăzi chestiunea asta la vot. Și spun de ce. Pentru că nu arăți decât un derizoriu imens, un lasă-mă să te las, un stat inerțial. Statul ăsta funcționează pentru că nu există o alternativă prin care statul să nu funcționeze. Nu o cunoaștem noi. O cunosc argentinienii, o cunosc grecii, o cunosc tăția care o dat falimente răsumătoare. Dar statul român se bazează pe pe de, a, pe de o parte pe lehamitea noastră și frica noastră că cum să nu plătești că vine el și te închide și pe de altă parte pe nemușagul ăla care s-a făcut în, în, în politică. Lasă-mă pune și pe ăla că tu știi ce bine cară geanta și ce, ce frumos, ce, ce multe scame îmi ia. Știi cu cine avem noroc? Cu oamenii care... Mulți lucrători la stat înțeleg că trebuie să, să fie totul stabilopoz în societate și fac lucruri extraordinare. Din păcate, ei sunt doar excepția, nu sunt regula. Uite aici. Știți, grupul acela, vă vedem din Sibiu. Acum s-a restartat și a reformulat atitudinea. Vă ajutăm din Sibiu. Un grup de voluntari organizat pe Facebook să ajute la cumpărături pe cei izolați din cauza coronavirusului. Când vezi astfel de știri, știi, undeva mai este așa, te mai screm de o speranță. Ei sunt oamenii care substituie statul. Țin locul statului și sunt mai buni și mai utili decât statul. Au închis ieri școlile. Foarte bine au făcut. Este o primă fază, probabil, nu, eu zic, Doamne ferește să trebuiască să fie închise și mai încolo. Dar e o măsură bună. A venit Orban să ne zică ieri dimineață că oare ce ori face părinții. Uite, când e vorba de, de copii, de sănătate, pe păi nu mă interesează chestiile alea legate de școală. Dacă eram deștepți, aveam și noi ia uite aici, cum au cei din Ciugud un, o comună din Alba nu-i mare totul este integrat tabla aia pe care o vezi acolo este o tablă da? electronică pentru că există oameni care chiar pot să facă din comunitatea lor ceea ce trebuie să fie o comunitate da, ăsta e primarul din Ciugud sigur că Eram PSD, da, dar l-a dat psd ul afară. Că era prea... Cum să faci chestia asta de secolul XXI când PSD-ul din secolul XIX, nu? Și aici nu-i vorba... Întâmplarea face ca să, să existe uh, știrea asta. Eu am dat-o pentru că, bă, măcar acum să ne intre în cap, că undeva trebuie să schimbăm ceva. Și ceva ăsta este statul român. Metehne, metehnele statului român coordonatele prin care statul român înțelege să conviețuiască cu noi înșine. Pentru că statul român nu e numai suma taxelor și a impozitelor pe care eu le plătesc. Statul român este și suma instituțiilor și serviciilor publice care trebuie să vină în interesul meu și să acționeze în interesul meu. Nu vreau să îi induc panic, nici nu de la panicos, nici nu de la panicard, Era să zic că n-am încredere în ce urmează. Mă screm să am încredere în zilele ce urmează. Și am încredere pentru că există oameni ca cei din Ciugud, pentru că există oameni ca cei din Sibiu, pentru că există oameni ca cei din București, care stau și muncesc pe brânci prin spitale, există oameni ca medicii din Iași sau din Timișoara, care și aia stau și poate nu au mai fost acasă de 24 de ore. Numai de aia, încă mai putem avea încredere în ceea ce, împreună cu cetățenii, tradițiile, izvoarele, munții, câmpiile, râul Ramu, s-ar numi statul român. Unii vor spune, da mă, dar s-ar numi România. România este o chestiune politică. Statul român este ceva ce îl simțim în fiecare zi. Și ar fi bine să-l simțim ca pe un prieten și nu ca o botă pe care politicienii ne-o aruncă imediat după ce trec campanii electorale. Am vrut doar să vă arăt câte ceva câte ceva din poza zilei de astăzi. Mă opresc ca să pot să-mi permit să fiu optimist și mai departe. Ne vedem mâine. Să că am uitat să vă zic și asta. Deci ca să înțelegeți de ce furia asta mea, o furie pe care o joc acum și încerc să o dau naibii. E coronavirus, așa? Aproape o mie de blocuri din București au apă caldă și căldură puțină sau deloc. Bă, ni se spune, e din 10 martie 2020, ni se spune tot timpul că igiena e importantă. Este incredibil, tată. Deci, ajungi totuși la o saturație și îți vine să zici, bă, până la urmă se întâmplă ceva. De-aia trebuie statul resetat. Pentru că statul nu e în stare să gestioneze nici oportunități, nici provocări, nici crize, nici nimic. Statul român funcționează așa cum, știi cum mai mergeau taximetriști înainte că la vale scoteau mașina din viteză și o lăsau să meargă că aveam impresia că o să consume mai puțin. Așa face statul. Au impresia că dacă bagă în buzunarul unuia sau altuia niște bănuți, statul costă mai puțin. Nu. Corupția costă mai mult. Non-reforma deja costă mai mult decât toate reformele care trebuiau făcute. Iar v-am pupat. Iar zic, ne vedem mâine seară.